Nu vrei să ne spui secretele? Păi tu unde ești, mă, păpuat? Cum? Ești păpuat? Nu, mă, lăsa-ne la locul mic, arunc fundi, da. Cu ce acolo? Am uitat ăsta de acolo. Cu ce ești? Pește, acum vă zic că n-am în ce-l băgă. Păi du-te acolo. E bine cu găleata, spui găleata. Păi nu vezi că eu sunt cu găleata, da? Tu ai o băbușcuță. Păi du-te și mai dai pe de-i cara asta. Păi de-aia zic că e și eu, da. A, cui e pârlea aia? Îmi bai și eu la unul plătitor. Păi da. Cu ochii pe el acolo. Dă-o legă cu plătitorul. Cu ea creamă asta, măi. Dau acolo, sunt poli. Trebuie patrulează-l pe aici, nu. Trebuie să bag un plumb. Patrulează cleanul pe aici. Alo? Să trăiești dumneavoastră. Uite, de fac o filmare, dau la Biban, sunt la apă aici. Vezi ce să faci. Păi de, mi s-a blocat meniscul, biciorul, abia mers în cu scaunul după mine, dar să-i mă duc și tot fac o filmare. Vai de capul meu. Da, până acum am mai înforțat pe aici, până apa asta și deodată parcă s-a mai rupt ceva și mi-a intrat articulații pe la ruptura aia. Păi, nu, decât am mers așa, dar mai dădeam cu piciorul până pietre și, vezi, până șocurile alea, a sărit, da, și s-a umflat deasupra genunchiului și nu pot să mai flexez. Și merg așa înțepenit, nu să mai pot să-l mai... Și acum sunt la apă, aici stau pe scaun, băia cu mașina și ăștia de la Caras. Și eu sunt, fac filmare și iau bibani. Da. Păi am fost pe la Nejlu acolo, am găsit niște locuri. Aolea. Nu-i nimic, aia. Ce? Nu-i... Da. Aaa, păi am luat niște cleni la 600 de grame acolo la pipăit, la viespile alea. Da, ia uzi. Păi și de ce nu e mașină în zona? Nu, ziua. Nu. Păi nu, la muscă la pipăit ziua e. Au luat băiatul la 7, dar ăla nu prea știe să dea. Nu, vă învăț eu de-i luați toată ziua, e alt sistem, nu ai treabă cu 7, cu 8. Păi e super locul în pădurea aia, noi am trecut și peste Argeș, vreau să intrăm și pe Argeș, dar n-am intrat. Nu știam dacă acolo când veneam din București, deci din 1 decembrie, peste Argeș, în sus de podul la Argeș și e clean acolo? În jos de pod, Argeș? Aha. Păi și cât mai mergi de la podul ăla după Argeș în jos? Păi și...
Păi da, eu am fost odată iarna pe acolo, nu prea mi-a plăcut. Era așa, stil de ăsta, de câmpie. La Neajlo mi-a plăcut ca lumea de tot în pădurea acolo. E pădure. Păi am văzut și tuși la jumătate de metru să plimbau din stuf în stuf. Mai dădea băieția după ele, dar nu. Da, dar mi-a zis cineva că de la ieșire din Călugăreni mai jos 10 km dacă mergeam la Iezer, auzi. La Iezer. Ce că e nebunie. Unde e la Iezer? Am înțeles. Da. Aha. Mi-a plăcut și că și roșioare la chil. O să mai mă duc să stau două zile acolo așa seara. Mai fac niște filmări așa. Aolo, ce, am făcut niște muște de alea în pădure. Mamă, nu mai puteam. Știi cum de bibanul la muscă aici rupe? Acum pe seară. Uite. A golit Tudorul. Barajul nostru, dar ce? Da, au luat ăștia pește cu saci. Au golit Tudorul ieri, da. A golit tot barajul din Pitești, din oraș. A dat și la televizor, eu la televizor am văzut. Da, păi dacă e, îți dai seama cât era în barajul ăla, plin. Da. Păi sigur că da, păi da. A golit Tudorul, îți dai seama și Goleștiu, păi să vezi și Alău ce-ți vine acum și ștucă. Aolo, zici că ara ștucă și Alău. E bine. Așa. Păi, dar unde e Dedeu? Unde? În zona dumneavoastră acolo? La 1 decembrie? Ah. Plin de oameni. Da, sunt multe specii acum frumos. Aha. Aaa, păi ăștia de râu. Nu. Păi crezi bine ăștia pe râu, au mâncare ca lumea, nu? Naturală, nu? Păi ăla lui ăla la stol nici nu știi că i s-a murit și a infectat o grămadă de pești, toți crăpi. Ce să faci? Păi dacă e plin cu vorba lui mătă, cu toate prostii. Da. Păi da, și aia mâncă oamenii. Nu e bun, de încolo. Eu nu mă... Aha. 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 Așa. Păi le place oxigenul. Da. Pargeși?
A, jos. A, am înțeles. Ideea e să nu fie crescute cu de-alea, cu urmuri. Așa, da. E fain. Ia uite. Păi și e baltă cu plata aia, nu? Da. Da, da, da. Aha. Păi și de câte te lasă să iei? 6 kg câte lasă să iei? Câte lasă să iei pește? Ah. Am înțeles. Da. Păi oricum dă om o grămadă de bani. Da. Așa. Aha. Nu. Aha. Aha. Да. Да, я фрумой. Сам грижешь ты, да? Eu vă trimit, nu-i treabă. Eu vă trimit, nu-i treabă. Vă trimit mâine, dacă vreți. A, păi ajunge cu poșta, nu vă trimit. Da, da, da. A, păi da. Știu, da, așa e la serviciu. Da, 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 nu e deja. Păi da. Nepotul și-a tăiat buricul, deci l-a dus la urgență. Lucra la Radistar, dacă era să mai vorbești la telefon, normal că... Zice, bă, uite, bă, din cauza aia ce s-a întâmplat. Dar telefonul nu-l mai țineți după dumneavoastră? Aaa, păi și cum ai dat și mie adresa, că nu știu dacă o mai am eu. A, așa, trimite-o pe Messenger și după aia trimit eu. Și trimite eu aia cu plata ramburs. Deci e 150 de ron, toată treaba. Păi sunt făcute, eu ți le lăsam de atunci, ce să fac? Da, mâine dimineață le-am băgat. Mâine marți, nu? Mâine miercuri? Mâine miercuri, vineri acolo. Da, da, deci nicio treabă, vineri acolo, că o pun cu priori postul. Da. Și vă țin la curent cu ce, că vreau să mai mă duc și eu pe Nejlu odată. Mi-a plăcut rău. Și a zis că și roșu are la chil, a văzut băiatul ăla. Și uite, n-am văzut-o, că am pescuit târziu, am mai stat să fac niște muște pe la 7. Băiatul ăla s-a grăbit,
Hai mă, și de-abia am făcut două firme și am luat doi clienți frumoși la pipit. Dar las că mă duc eu, trebuie să stau două zile. Aha. Așa. Ah, eu. Păi lasă că eu n-am avut timp să caut pe râu. Că mai jos mi-a zis un copil ci că apa e plină, dar faci numai la metru. Eu o zic, bă, frate. Da. Da, da, da. Bă, lasă-vă vrăjala, da. Să vii să zic ceva. E un prieten de-al meu. E pasionat să-i zici și lui de locație, că asta nu se spune la oricine, dar la... Păi cu lucru așa e, dar n-ai ce să faci. Aaa, na. Bravo, păi. Și eu când eram la muncă, mă ceam la muncă, nu? Dar eu acum cu asta mă ocup, ce să fac? Mai învăț și eu pe scări, mai ala. Da. Păi da, plătesc, da. Da, da, da. Da. Aha. Păi bine, rămâne așa și ne auzim mâine. Vă sun eu. Bine, sănătate și mine. Mulțumesc. O seară bună, să trăiți. Ce adică? Am găsit o locație de mori. Ia să vezi filmele. E prima dată când mă duc acolo. Auzi și tu. Auzi și tu, clean de 3 kg, ștucă de jumătate de metru, avaz la metru, roșoare la kil. Toate pe un râu, de aici până în fome ăștia, așa cu apă de un metru, uite așa merge până pădure. Unde? N-au aflat azi de filme. Păi am filmele făcute, da, pe câți mă, că ne-aș lovi lung, ce să aflu? Asta ce? La Călugărin, pe stângă. Am luat doi, unul la pipă, doi la pipă, doi clen, unul la 600 și unul la... Dar n-am stat, dă-i, mă duc acum să fac niște filmări ca lume. Păi roșoarele alea la chel le zdobești la muscă. Placții alea? Nu mă, dă distracție, nu. Tolanul cu roșoarele, nu? Roșoarele, da. Nu l-ai văzut filmul de la Sulina? Nu. Am filme făcute la Sulina cu barca cu muște de 12, să zic. Numai biban la jumătate de chel și roșoare... Dar roșioarele sunt puternice, mă, nu ca biban de jumătate de kil. Tu știi cum făcea bățul? Uite cu ăsta. Țeava mea. Tu pleci acolo când trage clenul? Păi vezi, dacă n-ai văzut filmările, uite ce înregistrez eu. Uite acolo stara, dar eu am menis cu genunchiul înțepenit de la menis, că abia mă mișc. Pe sus. Tu stă pe sub, îl supod, lua eu unul, la pipăit, acum noaptea, uite acolo, îi pun muștri, câte 2-3 au odată. Și în mar, dar mi-au intrat pe mușe de 16 și de 14 mar, dar nu puteam să-i înțăp. Deci sunt de dernia și nu lua, că e cărligul mic și le trage ușor. Eu stăteam și pescam la ponton, uite, vezi, la ponton. Uite, acolo ștucă băiatul ăla, acolo ștucă, eu am luat două aici pe mal, la un kil jumate, și am pierdut și bățul de șnur și mulineta. Și am mai... N-am dat cu ăla plutitor cu muscă scufundată, dar nu merge. E vrăjeală, înțelegi?